Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal cu voi, Liviu Mania, și astăzi, adică seara asta, că e undeva la 12 noaptea când filmez eu acest episod, o să jucăm Clash Royale, pentru că n-am așcat de mult și am zis să mai fac așa, măcar la o săptămână câte două episoade de Clash. Vedeți și voi, sunt Arena 8, din păcate că n-am mai jucat. Astăzi l-am descărcat și n-am mai stat să mai joc așa foarte mult, decât un meci am jucat și am câștigat și mi-a picat ăsta Golden Chest-ul. Și restul ce am făcut, am deschis astea două chesturi și din ăsta, din Magical Chest, mi-a picat Night Witch-ul. Nici eu nu mă așteptam să pice legendara. Și la cărți am mai stat eu și contul ăsta am mai fost pe la frate-mi și am mai jucat și el. Și mi-a picat Inferno acum vreo 3 săptămâni și acum vreo lună de zile mi-a picat și Prințesa și cam atât, astea legendările că le-am, și Lava Hound, care voi știți deja că Lava, ultimul episod mi se pare că l-am pus cu Lava, că l-am făcut am făcut Lava de 2. Bun, hai să lăsăm cărțile și să așa un minut, două, să vă spun ce s-a mai întâmplat cu Mania, de ce a fost așa mai, nu prea am postat. Am avut și treabă, fraților, și mi-a venit și mie calculatorul în sfârșit, undeva ieri seară, și am stat, știți și voi, când îți cumperi ceva nou, genul calculator, am stat de, am făcut Windows-ul, mai am băgat programe mare parte așa ce mă ajută pe mine să filmez și să editez. Nu știu dacă o să editez. Bun, probabil că o să editez și pe calculator jocurile care o să le joc pe calculator. Dar trebuie să găsesc un program bun de editat. Și dacă mă întrebați de ce filmez la 12 noaptea, pentru că mă chinui de undeva pe la 10, am zis să mă apuc să mai văd și eu, nu știu, m-am uitat așa pe YouTube, am vrut să văd cum e, știi, calculatorul, oricum, e destul de, adică e foarte bun, oricum o să las eu în descrierea canalului, o să vă las eu așa mare parte despre calculator. Așa e foarte bun, știți, nu am treabă. Bine, și nici n-am apucat să-l testez foarte la joc, cum ar fi un GTA 5 sau nu știu ce joc. Și am băgat și eu programele, știți și voi care programele care trebuie într-un calculator. Și am băgat OBS-ul și am stat și am făcut setările, știți și voi. Setările la audio, setările la video, pentru că mi-am cumpărat și microfon. Și dacă se mai aude ceva ciudat pe fundal sau mă aud eu ceva ciudat, e și din cauza că sunt obosit. E 12 fără 2 minute, fraților, când filmez eu acest videoclip. Deci Supercell mai are 2 minute și o să-mi dea ofertele de aici. De aici. Vedeți și voi, să nu ziceți că vă mint, vedeți, mai e 1 minut și 59 de 57 de secunde, deci să nu ziceți că vă mint. Probabil că o să vedem ce apare aici. O mare parte nu o să joc, că nu mai am chef la ora asta. Eu am făcut acest episod ca să vedeți, să vă spun că mi-a venit nou calculator și să-mi spuneți dacă vreți să mai vedeți episoade de Clash Royale pe acest canal. Vedeți sus că am rămas fără clan. Că am aici un clan, nu știu cine a dat invitație și nu știu dacă accept sau nu. Și aici, la clanul care am fost eu, m-am dat afară pentru că n-am mai fost activ, dar nu mă interesează asta, pentru că eu m-am gândit să-mi fac clanul meu, știți, dar dacă fac propriul clan, poate, eu cred că o să fie 50 de membri în clan, sau dacă voi vreți să fac eu un clan, că am destul gold și am și niște gemuri, poate o să fac un clan, nu știu, vedem. Dar asta depinde de voi, fraților, dacă voi vreți să mai postez Clash Royale pe canal, pentru că n-am mai postat de mult. Astea dispar, țin două zile și aici aș putea să joc, dar nu joc la ora asta pentru că v-am spus, nu mi-arde, să, nu știu, sunt așa obosit și nu. Mai mult am făcut acest videoclip ca să vă spun și vouă, ca să știți că mi-am cumpărat calculatorul și microfon, sper să audă mai bine acum videoclipurile. Acum nu știu dacă să văd cum să fac să
pot să fac o chestie că când o să uitați, vedeți, avem 10 gemuri din partea celor de la Supercell, astea le luăm. Să vedem cum o să fac când o să filmez pe consolă. Să văd cum e, să poate pot să montez microfonul sau pot să, nu știu, să vedem. Bun, hai să corectăm și asta aici. Bine că nu o să le dai ce știe ce, dar nu mai contează. Bun. Cum v-am spus, sper să se audă mai bine cu videoclipurile. Am vrut sincer să filmez în seara asta LOL, dar nu prea mă pricep să joc. Am, după ce l-am instalat jocul, am făcut cont, știți și voi care joacă LOL cum e să te loghezi la un joc online. Mi-am făcut cont, la la la, și cumva abitat într-o luptă de aia, știți, v-am uitat și o să văd cum e. Și fraților, mi-am prins urechile, sincer, râd singur, pentru că nu știu să joc și decât să var, adică de ce să joc, să filmez dacă nu știu să joc, așa mai sunt câteva zile, mai învăț și o să mai joc, mai citesc și o regulă despre joc, că nu cred că e o rușine să citești niște reguli despre un joc, pentru că e foarte, sincer, e foarte șmecher jocul. Și probabil că o să facem episoade din League of Legends și să văd acum pe calculator cum împart, știți, că nu vreau să renunț nici la consolă, să nu mai filmez de pe PS4, știți, că trebuie să terminăm Uncharted 4 și cariera cu Inter. Dar haideți să dăm și noi o bătălie dacă tot suntem în, tot voi uitați acest script, să vedeți ceva, nu să mă auziți doar pe mine. Bun, hai să vedem. Oricum, chiar dacă pierd, nu mă interesează, pentru că v-am spus, nu prea am chestul jocul la ora asta și videoclipul ăsta l-am făcut mai mult ca să știți și voi. Are Sparky. Bun, hai să vedem cu ce mai vine el în spatele lui Sparky, pentru că logic eu aș pune scheleții aici. Și hai să vedem. Pac, scheleții. Pac. Pam. Pam. Da, bun. Și băiatul acum, ia să vede dacă dă, a dat o dată. Cam atât. Și v-am spus, vreau să continuăm și pe consolă, să mai filmește pe PS4, care era cu Inter. Terminăm Uncharted 4, o să apară Far Cry 5 cât de curând. Mi se pare că acum la ce? De ce mai? Că suntem în martie, nu știu, probabil că la jumătatea lunii, martie, cel târziu, cred că o să apară și vreau să joc acel joc, acel că are și golem, pentru că din câte am înțeles, Far Cry 5 e super șmecher joc. Bun, hai să vedem, băiatul a greșit aici. Bun, hai să dăm, să vedem ce dăm aici. O să dăm Eros, dacă că le-am dat aiurea. Ba, nu. Și el m-am taxat. Ba, din câte vă l-am taxat eu. Dar era Sparky ăla, așa că dăm cu Night Witch. Nu m-a așteptat să pice o legendară din Magical Chest-ul ăla. Și l-am deschis, nici n-am știut. Aia o să mai deschis și o Clash Royale să văd și mai e un Clash. Și când văd două chesturi Mocha, bă, zic, Supercell face bucuria asta pentru jucător să le dea două chesturi Mocha. Și uite că așa. Și mi-a picat legendară, care sincer nici nu mă așteptam să pice legendară. Bun, haideți că l-am prins și pe partea asta aparent. Bun, asta e luată, coroana, că băiatul se lasă bătut. Pentru că o să-i picăm și turnul ăsta, o să pune și Baby Dragon. Hai să vedem, turnul ăla pică și el. Și probabil că băiatul a renunțat, ceea ce nu mai mă bat cu mania, că nu mai are rost. Bun, haideți că a câștigat și meciul ăsta pentru voi, fraților, așa, la 29 de trofei, aveam nevoie. De mai aici 360 de gold, super bine. Aici nu ne interesează. Bun. Haideți că deschide și un chest, ca așa ca final de episod. Hai să vedem ce e aici.
ne-a plecat bowlerul. Interesat, avem. Aș putea să-l aduc la level 3, cred. Dar nu folosesc o carte. Bun, aici ce mai avem? Asta l-am luat. Asta nu dau eu pe el nici de nebun. Hai să vedem aici ce ar fi aici la Royal Chest. Aș putea să cumpăr pe ăsta, dar nu. Ce să luăm noi de aici? Păi să iau, ia asta să vedem. Avem balonul să-l upgradăm. Da. Bun, și e 4000. Nu știu dacă o să-l îi dau upgrade. Bun, cam aici o să ne oprim cu acest episod. Sper că v-a plăcut. V-am spus, dacă se aude ciudat, e din cauza că sunt și obosit și poate, nu cred că am făcut setările cum trebuie la OBS. Mă refer la partea audio, că la partea video cred că se vede destul de ok. Chiar dacă nu o să vedeți nu o să fie acest videoclip pe 1080, am zis să nu fac pe 1080 pentru că poate unii dintre voi nu aveți netul bun și ca să puteți să vedeți pe 1080, dar nu e nicio problemă, o să fac și pe 1080 pentru că de ăsta monitorul meu e Full HD și se poate face și pe 1080. Bun, cam atât cu acest episod, filmând de vreo 12 minute. Sper că v-a plăcut, fraților. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și o să mai revenim cu episoade de Clash Royale. Pentru că o să vedeți voi azi fiind sâmbătă, că deja e sâmbătă, și probabil că duminică o să punem un nou episod din cariera cu Inter. Ca să terminăm, mai sunt cred că maxim 2 episoade din cariera cu Inter și pe aia o să o terminăm și vedem ce facem după aia, cariera voastră, știți, că o să alegeți voi o echipă și o să fac carieră cu ea. Bun, cam atât, fraților, nu uitați dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o și sper că a ieșit bine. Oricum o să mă uit eu pe filmare, eu zic că a ieșit destul de ok, v-am spus, e bine că am mai filmat de vreo 20 de ori până am găsit cât de cât să se audă ok, până găsești setarea ca lumea să se audă, știi, dar sper să fie ok. Bun, cam atât, cu voi a fost DeviantMania, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal. Vă pup, noapte bună, salut băieți!